Andrei consideră că împreună cu Dani Coman la Mioveni se va construi o echipă tânără cu mari perspective și speră să facă o figură frumoasă în Liga a doua. Da, vorbim cu cei din conducere, vor să facă un proiect frumos, adică cu, împreună cu Dani Coman, cum să aducă echipa, o echipă tânără, noi să fim cei cu experiență și o provocare. Sperăm să fie tot cum ne dorim, că proiectul este un proiect foarte îndrăzneț, ca să spun așa. Referitor la promovarea din nou în Liga 1, fostul dinamovist a declarat că în niciun caz anul acesta nu se va realiza acest lucru, însă speră că în cei 3 ani, atât el cât și Ricăneaga, să se retragă cu o promovare. Nu, bineînțeles că, ținând cont că sunt și deficitul de puncte, este foarte greu. Primul obiectiv este menținerea în divizia B și după aia. Este un proiect pe 3 ani și cred că și eu și Rică, tocmai asta, avem 32 de ani, la 35 să ne retragem și să ne retragem cu o promovare, dacă o să fie. Situația nu este atât de roz la CS Mioveni. Galbenverzii vor începe noul campionat al Ligii Secunde cu un deficit de -13 puncte.